Ioana Soare vă prezintă știrile Canal Sud. Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt principalele subiecte ale zilei. Costel Radu, agresorul din Rosesc, care a înjunghiat 3 persoane și a dat foc unui bărbat, rămâne în arest preventiv. Mai multe detalii în jurnal. 328 de posturi din Călăraș vor fi desființate. Mai multe informații în minutele următoare. Sportivii călărășeni au ocupat primele locuri în cadrul campionatului național de squash. Detalii imediat la știri. Bărbatul din Rosesc, care a înjunghiat 3 persoane și a dat foc unei altea, rămâne în arest preventiv. Tribunalul Călăraș a decis astăzi să prelungească perioada de arest pentru Costel Radu până la începutul lunii decembrie. Cazul înfiorător pentru care este cercetat a avut loc pe 5 octombrie. După agresiune, el s-a ascuns în zona unei bălți, iar după 4 zile s-a predat. Costel Radu, bărbatul din Roseți care și-a înjunghiat fosta concubină pe iubitul acesteia și pe fosta soacră, iar fostului socru i-a dat foc, rămâne în arest preventiv. Decizia a fost luată de Tribunalul Călăraș, care a admis propunerea parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraș. Astfel, bărbatul din Roseți va rămâne în arest pentru încă 30 de zile până pe 7 decembrie. Reamintim că bărbatul, orbit de furie că fosta concubină și-a refăcut viața, a intrat în casă peste aceasta pe 5 octombrie. În locuință se mai aflau și cele două fiice ale acestora, dar și părinții femeii și actualul său concubin. Costel Radu și-a înjunghiat fosta concubină pe mama acesteia, dar și pe iubitul său. Pe fostul socru a aruncat cu benzină și i-a dat foc, provocându-i mai multe răni. După agresiune, bărbatul a fugit de la locul faptei și s-a ascuns timp de mai multe zile în zona unei bălți din apropiere. După 4 zile, Costel Radu s-a predat autorităților. În momentul în care a ajuns la parchet, acesta a declarat în fața jurnaliștilor că regretă gestul pe care l-a făcut. Ai vrut să-ți omori iubita? Nu. Vă pare rău pentru ce a spus? Da, îmi pare rău, foarte Unde rău. Unde a stat ascuns până acum? În baltă. De ce i-a dat foc socrului? Nu știu ce, m-am speriat, m-am ăla și... Tot el i-a dus pe anchetatori la casa victimelor și le-a povestit cum a acționat. De asemenea, le-a arătat și locul în care s-a ascuns timp de 4 zile. Noua măsură fiscală prin care plățile cu cash au fost limitate la 5.000 de lei pe zi într-un magazin a creat discuții în spațiul public. Guvernul spune că legea are rolul de a reduce evaziunea fiscală, iar persoanele fizice nu vor fi afectate. Călărășenii au păreri împărțite. Unii sunt vehemeni și spun că nu le place noua măsură, în timp ce alții declară că nu cred că vor fi afectați. Mai multe măsuri fiscale au intrat în vigoare de la 1 noiembrie, iar unele dintre ele au creat mai multe controverse. Este și exemplul limitării plăților cash la 5.000 de lei pe zi într-un magazin pentru fiecare persoană fizică. De asemenea, plățile în numerar de către persoanele juridice se pot face în limita unui plafon zilnic de 1.000 de lei de persoană. În ceea ce privește încasările și plățile între două persoane fizice, acestea se pot face în limita unui plafon zilnic de 10.000 de lei. O altă măsură este că sumele aflate în casieria firmelor nu mai pot depăși la finalul zilei 50.000 de lei cash. Totuși, plafonul de 5.000 de lei de plăți cash zilnic de către o persoană fizică rămâne cea mai arzătoare măsură și pentru oamenii din Călăraș reprezintă un subiect important. Unii dintre ei nu sunt mulțumiți de decizia guvernului, însă alții spun că nu consideră că vor fi afectați. Am să vă întrebăm despre noua măsură fiscală a guvernului prin care plățile cu cash au fost limitate la 5.000 de lei pe zi. Cum vi se pare? Păi avem atâți bani să cheltuim într-o zi, vă dați seama că n-avem. Deci nu vă afectează. O pensie de 1.500, păi noi nu. Cu pensiile noastre. Dumneavoastră folosiți cardul? Da, da. O porcărie. De ce? Atât am de spus. Pentru că-s bătrân de la țară care nu au posibilitate să facă așa ceva. O porcărie. Nu știu ce să vă spun. Pentru noi ca persoane fizice este suficient până la 5.000 de lei. Dar a mai fost odată măsura asta mai de mult. Știu că era restricție la plățile cu numerar. Dumneavoastră folosiți cardul? Da, folosesc și card, folosesc și cash. E bine și cu cardul, dar te încântă să cheltui mai mult și plătești dobândă la card. Într-adevăr, e mai ușor cu cardul. Într-adevăr, e mai ușor cu cardul. Eu zic că până la 5.000 de lei este suficient pentru o persoană fizică să folosească numerar. Cred că din cauza să plătească cu cardul. Din cauza timpului, probabil. Mie ceva mă interesează peste hotare. Tot, nu? E ceva normal. Dacă guvernul a decis treaba asta... Pe mine nu mă afectează încă. Acum nu știu ce să zic.
Vrem să vă întrebăm despre noua măsură a guvernului prin care plățile cu cash au fost limitate la 5.000 de lei. Cum vi se pare măsura? Adică nu mai puteți cumpăra mai mult de 5.000 de lei cash pe zi de la un magazin. Nu știu să vă răspund. Și bine și rău. Da? Depinde de magazine. Unele, așa unele. Dumneavoastră aveți card, îl folosiți? Da, nu de cumpărător. Scot de cash și plătesc. Nu mi se pare corect. De ce? Păi, nu știu, dar nu e corect. Nu știu exact ce să zic. Vă numesc că nu e ceva bun, da? În fin, pentru ei, ca să impozitezi. Mulțumim. Exact. Doamna, să folosiți cardul? De obicei, da. Scopul acestei măsuri este de a reduce evaziunea fiscală, spun guvernanții. Unii călărășeni consideră însă că noua lege nu va avea efectele dorite. Nu cred. Nu cred. Foarte greu. Foarte greu pentru români. Traiu foarte slab. Nu cred. Asta nu cred. Nu, nu. Asta nu, niciodată. Nu. Nu cred asta. De ce? Păi nu cred. Tot bani sunt. Tot bani sunt. Nu cred chestia. Dar banca îi verifică. Și ce dacă îi verifică? Ce să-ți facă banca? Credeți că această măsură va atinge scopul, adică va reduce evaziunea fiscală? Să sperăm că da. Măcar astăzi. Da. De ce? Acea limită are automat și anumite beneficii. Acum să sperăm că va da roade 100%. Astăzi, Vasile Eliuță, președintele Consiliului Județean Călăraș, a făcut declarații de presă la sediul Partidului Social Democrat cu privire la legea 296 din 2023. La nivelul județului Călăraș există numai puțin de 328 de posturi vizate de noua decizie a guvernului. Legea 296 din 2023 reglementează unele măsuri fiscal-bugetare pentru a consolida sustenabilitatea financiară a României pe termen lung. Astfel, statul român și unitățile sale administrativ-teritoriale vor putea susține din fonduri publice finanțarea tuturor categoriilor de servicii publice destinate cetățenilor la un nivel calitativ și competitiv impus de standardele europene. Începând cu 1 noiembrie 2023, posturile din fiecare administrație se vor reduce cu 10%. La nivelul județului Călăraș, și majoritatea posturilor vizate sunt cele vacante. Aici și noi, Consiliul Județean, am primit ordin al prefectului, unde avem, pentru tot ce înseamnă Consiliul Județean și subordonate, 328 de persoane. Și aici și la noi, la Consiliul Județean, din posturile vacante vom face reducerea de 10% a personalului. Mai avem o măsură care trebuie luată la nivelul Consiliului Județean și la nivelul primarilor de municipii, reședința de județ. Se desființează din cabinetul președintelui Consiliului Județean două posturi din cele 6 de consilieri. Iar la primarul reședința de județ, din cele 6, încă două vor dispărea, se vor desființa. Un alt articol regăsit în legea menționată anterior face referire la reducerea numărului de funcții publice de conducere, astfel încât acestea să ajungă la un procent de doar 8%. Aici posturile de conducere sunt clare. Director, șefii de servici. Șefii de birou nu o să mai fie funcții de șef de birou. Singurele deconcentrate ale Consiliului Județean Călăraș care nu vor fi afectate de noua lege sunt DGASPC, spitalele, dar și instituțiile culturale. Aici se vor comasa. Și vă dăm un exemplu, la nivelul Consiliului Județean avem birou de patrimoniu în cadrul Consiliului Județean și avem și o direcție de patrimoniu. Și aici legea ne obligă să nu existe birou și direcție. Trebuie să facem una singură, le vom comasa și vom face în cadrul Consiliului Județean serviciul, patrimoniu, Consiliului Județean și tot ce înseamnă aferent acestei direcții care va veni în cadrul Consiliului Județean. Dacă doriți să aflați ce vă rezervă astrele pentru mâine, Andreea Cazacu vă prezintă rubrica de horoscop. Bun găsit! Sunt Andreea Cazacu și vă prezint horoscopul pentru data de 3 noiembrie 2023. Astrele îți sugerează să fii deschis la schimbări și să acorzi atenție relațiilor personale. Apelează la intuiție în luarea deciziilor importante și cultivă o atitudine pozitivă pentru a atrage energii benefice în viața ta. În planul relațiilor se conturează o perioadă favorabilă pentru a consolida legăturile existente. Comunicarea deschisă și empatia vor juca un rol esențial în întâlnirile cu ceilalți. În continuare, haideți să vedem ce se întâmplă pentru fiecare zodie în parte.
Berbec, spre casă și familie ar fi bine să-ți îndrepți atenția. Sunt momente bune de a verifica starea echipamentelor casnice și situația reparațiilor. De asemenea, poți discuta cu membrii familiei despre îmbunătățirea confortului domestic sau despre achiziționarea unor bunuri patrimoniale valoroase. Taur, au succes activitățile intelectuale. S-ar putea să fii nevoit să te ocupi de documente, înscrisuri, corespondență profesională sau personală sau să participi la tot soiul de discuții profesionale. Comunicarea este viciată, existând riscul discuțiilor sterile și promisiunilor fără acoperire. Gemeni, cu ajutorul prietenilor, veniturile tale din activitatea profesională pot cunoaște creșteri substanțiale. Totuși, se pot accentua temerile legate de capitolul financiar. Sunt momente pasagere, dar rolul lor principal este de a te face să cheltui cât mai puțin și să te obișnuiești să pui bani deoparte. Rac, trasează noi planuri de viață, abordează un alt stil vestimentar sau pur și simplu propune să faci lucrurile și altfel. Chiar dacă grijile sunt accentuate sau ceilalți te provoacă din toate părțile, tu mergi înainte cu încrederea nestrămutată că tot universul lucrează spre bunăstarea ta. Leu, o porție bună de odihnă ți-ar prinde foarte bine. Posibil ca ultimele informații și evenimente petrecute să te fi obosit sau chiar să te fi bulversat pe alocuri. Ocupă-te numai de treburile prioritare și lasă-le pe cele care te solicită puțin fizic și mental. Fecioară, cu toate că ești atras de prieteni, ar fi bine să păstrezi o anumită distanță față de aceștia. Totuși, de la și prin alții poți afla informații prețioase legate de investiții și instituții financiare. Ascultă mai mult și vorbește strictul necesar. Balanță. Este multă vâlvă în segmentul profesional. Șefii vor dori să te vadă și să te audă, colegii îți cer sprijinul, iar tu va trebui să te împarți echitabil între toți. Cel mai important este să relaționezi corect și prompt cu șefii. Scorpion, ziua ți aduce frământări sufletești. Poate fi vorba despre o călătorie îndepărtată, despre unele studii pe care dorești să le completezi sau să le finalizezi sau pur și simplu îți dorești un nou stil de viață. Lasă grijile deoparte pentru că sunt momente pasagere. Săgetător, în prima parte a zilei se pot ivi provocări serioase din partea celorlalți. Evită discuțiile contradictorii pentru că sunt momente pasagere și până la urmă totul va fi dat uitării. Îndreaptă-ți atenția și eforturile spre a-ți verifica bugetul, veniturile și datoriile. Capricorn, este bine să-ți alcătuiești un program de lucru clar și pe care să-l urmezi întocmai. Chiar dacă ești solicitat de către colegi să rezolvi chestiuni profesionale mai repede, tu acționează în ritmul tău. Vărsător, este o zi aglomerată la serviciu. Chiar și acasă ai multe de făcut. Selectează-ți prioritățile și rezervă-ți momente și pentru odihnă. Sănătatea este vulnerabilă. Evită pe cât posibil consultațiile, analizele medicale și intervențiile chirurgicale pentru că există un risc crescut de erori de diagnostic și tratament. Pești, relațiile sentimentale alcătuiesc tema principală a acestei zile. Sunt posibile neînțelegeri legate de cheltuieli comune. Fii prudent, deoarece persoanele dragi urmăresc să se folosească de veniturile tale pentru a-și satisface mofturi de moment. Acesta a fost horoscopul. Sper că ți-a fost util și că vei avea o zi minunată! Îți dorești servicii publice digitalizate și performante, mai multă transparență în activitatea administrației publice județene și acces la servicii publice partajate? Consiliul Județean Călăraș implementează proiectul Soluții Informatice Integrate pentru Simplificarea Administrativă și Reducerea Birocrației prin digitalizarea serviciilor publice partajate la nivelul Consiliului Județean Călăraș. Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European. Peste 500 de vârstnici mor sau sunt răniți anual în incendii cauzate inclusiv de instalații electrice și coșuri de fund defecte. Mulți ani trăiască! Puneți o dorință! De tine depinde să schimbi povestea. Verifică instalațiile electrice pentru a reduce riscul de incendiu. Viața este mai importantă. O campanie pentru siguranță derulată de IGSU cu sprijinul E.ON România și Delgaz Grid. Îndepărtează pericolele. Protejează-i pe cei dragi. Jucătorii de squash legitimați la Clubul Sportiv Remat Călăraș au reușit și în luna noiembrie să ocupe primele locuri ale podiumului în clasamentul național by Living Well România. Colega mea, Georgiana Petre, aduce mai multe informații.
Înaintea ultimului concurs de senior din 2023, Ania Nemedi și Richard Dragomir continuă să fie liderii clasamentului național de squash. Cursa pentru ocuparea primului loc la sfârșitul anului calendaristic continuă. Clasamentul se prezintă astfel. La categoria masculină, Richard Dragomir a rămas lider și în luna noiembrie, cumulând un total de 5.644 de puncte. Daniel Sima de la Clubul Sportiv Helios Timișoara a strâns un total de 5.236 de puncte. Locul 3 este ocupat de un alt jucător de squash de la Helios Timișoara, Ralf Lungu, cu un total de 4.712 puncte. Un alt jucător de squash din cadrul Clubului Sportiv Remat Călăraș, Lucian Ionescu, ocupă poziția cu numărul 8, cu un total de 3.583 de puncte. La feminin, situația clasamentului nu aduce schimbări, primul loc fiind ocupat de jucătoarea de squash Ania Nemedi din cadrul Clubului Sportiv Helios Timișoara. Jucătoarele din Călăraș, Andreea Gheorghișor și Alexandra Gheorghișor, reușesc să-și păstreze în clasament locurile 2, respectiv 3. Andreea Gheorghișor, jucătoarea legitimată la Remat Călăraș, a recumulat un total de 5.550 de puncte, iar sora sa, Alexandra Gheorghișor, un total de 4.644 de puncte. O altă jucătoare din Călăraș, Timea Dumitrașcu, se clasează pe locul 5 cu un total de 4.372 de puncte. Caravana culturală, cel mai nou proiect al Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș, aduce bucuria pe fețele copiilor fără posibilități financiare. Copiii din Comuna Dorobanțu au fost primii care s-au bucurat de inițiativa subordonatei Consiliului Județean Călăraș. Produs în calendarul de proiecte și activități al Centrului de Cultură un nou proiect, se numește Caravana Culturală. În cadrul acestui proiect avem subproiectul Caravana de Film. Ce presupune acest proiect? Ne adresăm în special copiilor din mediul rural, care poate nu au fost niciodată la un cinematograf, pentru că este prea departe, pentru că nu au cu cine, pentru că, eu știu, nu, școlile nu organizează ieșiri de genul acesta. Și atunci ne-am gândit ca noi, Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș, să venim în întâmpinarea lor, să luăm acești copii de acasă, efectiv, deoarece avem acest autocar al Centrului de Cultură și să îi aducem să vadă un film. Repet, mulți dintre ei, și o să vedeți reacția când o să intre în sală, care nu au călcat niciodată într-un cinematograf, și surpriza lor când văd o sală de cinematograf este senzațională. Cine nu a fost niciodată la cinematograf, mânuța sus. Cine nu a fost la cinema? Ce vreau să vă spun este că vom continua acest proiect și ne-am propus ca până la sfârșitul anului să putem să străbatem întreg județul Călăraș și să aducem câte un autocar de copii din fiecare comună. În luna octombrie, la Călăraș s-a desfășurat pentru o perioadă de 2 săptămâni caravana de sănătate. Pacienții au beneficiat de servicii medicale precum analize de sânge, pediatrie, medicină generală, ginecologie, optică medicală și stomatologie. În cadrul matinalului de la Radio Voces Câmpii, Aura Giurcă, directoarea filialei Crucii Roșii Călăraș, a prezentat rezultatele care au fost înregistrate în urma acestei acțiuni. Avem un invitat special și este special nu doar pentru noi. E special pentru tot orașul, pentru tot Călărașul. Și asta pentru că Crucea Roșie este o entitate a călărașenilor. Bună dimineața, Aura. Bună dimineața, bine v-am găsit. Bine ai mai venit pe la noi. Ce mai faceți? Ce ai mai făcut? Acum pot să spun că ne-am reluat activitatea obișnuită, pentru că toată luna octombrie noi am avut-o blocată cu caravana de sănătate. Și acum ne relaxăm. Că au fost câteva săptămâni, 4 săptămâni de trezit la 6 dimineața în fiecare dimineață, pe urmă 2 săptămâni de plecat la Ulmeni, venit de la Ulmeni, a fost obositor.
dar și rezultatele au fost extraordinare. Satisfacțiile. Adică, da, bineînțeles. Adică ne-am dat toată silința și a ieșit o treabă bună. Am reușit să scoatem din program, din programul pe care l-a folosit caravana, toate cifrele și toate datele care ne trebuie și am venit la voi cu rezultatele. În total au fost 2495 de examinări. 2495 de oameni au venit și au fost examinați. În câte zile? Per total. Păi 20 de zile. Deci cam 200 și pe zi. Păi stai. La analize, în total, Călărașii Ulmeni au fost 419. La cardiologie au fost 50. EKG-uri au fost 412. La medicină generală a fost un super maraton pentru doamna doctor. Au fost 410 oameni pe care i-a văzut și i-a consultat. La ginecologie 89. Măsurarea parametrilor fiziologici au fost 450. Optometria 250, din care vreo 200 și-au și comandat ochelari și urmează să-i primească zilele astea. Stomatologia pediatrică au fost 107 copii. Pediatria 193 și pneumologia 89. Cifrele astea ne situează pe primul loc din toate județele în care a fost caravana până acum. Pentru mine, nu mi-au spus cei de la București, dar pentru mine asta înseamnă că ne-am organizat bine, că nu au existat timpi morți, că am organizat bine activitatea și am direcționat oamenii așa cum trebuie către toate cabinetele și a fost flux continuu și ne-am făcut treaba cum trebuie. Adică am trecut de Constanța, de Tulcea, de Galați și de Satu Mare. I-am întrecut ca număr de pacienți. Nevoile de a vedea un medic bănuiesc că au fost cumva mai mari la Ulmeni, nu? Păi n-au nici medic de familie. N-au acolo nici... n-au medic de familie. Dispensar, doamna doctor, ceva. Dispensarul este, adică cabinetul medical individual ar trebui să existe, dar nu există, adică este amenajat. Dar nu este niciun medic. Da, au avut o doctoriță, dar care are niște probleme și nu a mai putut să vină. Și cred că la ora actuală este singura comună care nu are medic. Cu siguranță, o zi, două, trei pe săptămână, vine alt medic să, să vadă pacienții. Dar clar, medicul ăla de familie mai are și în altă parte. Da. Așa localități mai sunt în județ. Știu sigur că și la Ulmu este povestea asta și vine parcă de la Lehliu un doctor. Dar când știi că te așteaptă bucoi de lume la tine la cabinet, îți mai rup să vii și în partea asta. Este foarte greu și e super solicitant. Oamenii au fost foarte încântați. Au venit și ne-au zis că să mai venim, bineînțeles. La Călăraș, cred că dacă ar mai fi fost vreo 3 luni de zile, tot ar fi fost programul super full. Iar la Ulmeni, încă o lună și terminam toată localitatea. Au venit și din... Spanțov, au venit și din Chiselet, adică s-a dus vestea și au venit din toate comunele învecinate, au venit și de la Oltenița, oameni care au zis, domne, eu zic mersi că este lângă mine aici. Unii au zis, am fost și la medicul de familie, vreau să verific. Au verificat exact aceleași rezultate, au fost mulțumiți. Ce să spun, echipa pe care am avut-o, adică nu au fost mulțumiți doar din punct de vedere al rezultatelor. Și cum s-au purtat cu ei? Pentru că una este să vii și să spui, hai bre, odată, hai, mișcă-te, că avem treabă. Și alta e să zici, să rămână mamai, haideți cu noi, haideți, intrați. Adică au fost oamenii... Surprinși. Extraordinari, da, extraordinar de surprinși. În minutele ce vor urma, vă vom prezenta informațiile despre vreme. Bună seara! Astăzi la Călăraș am avut parte de averse ușoare de ploaie, dar la noapte cerul va fi senin. Mâine vântul va avea viteza cuprinsă între 15 și 25 de km pe oră. Se va încălzi, iar cerul va fi parțial înnorat. Maxima zilei va fi de 23 de grade Celsius, iar noaptea temperatura va cobori la 14 grade Celsius. Și la București se va încălzi, temperatura maximă va ajunge la 22 de grade Celsius, iar cerul va fi parțial înnorat. Noaptea minimă ajunge la 13 grade Celsius și cerul se va înnora. În Slobozia, vântul își va face simțită prezența. Cerul va fi parțial înnorat, temperatura maximă a zilei va atinge 23 de grade Celsius. Dacă astăzi giurgiuvenii au avut parte de averse dimineața, mâine cerul va fi parțial înnorat, se va încălzi. Temperatura maximă va atinge 26 de grade Celsius.
La Oltenița, cerul parțial înnorat din această seară va rămâne neschimbat pe parcursul zilei. Maxima zilei va fi de 25 de grade Celsius, iar minima de 14 grade Celsius. În Tulcea, vântul își va face simțită prezența, la rafale putând atinge 30 de km pe oră. Cerul va fi parțial înnorat, temperaturile vor fi cuprinse între 20 de grade Celsius și 15 grade Celsius. În stațiunile de pe litoral, vremea se va încălzi ușor. La Mamaia, cerul va fi parțial înnorat, iar temperatura maximă va fi de 20 de grade Celsius. Dacă la Mangalia am avut parte de ploi ușoare după amiază, vineri cerul va fi parțial înnorat. Vântul își va face simțită prezența, putând atinge viteze de 30 de km pe oră. Se va încălzi ușor, temperaturile variind între 21 și 18 grade Celsius. În stațiunea Costinești, cerul se va însenina în această seară, dar va fi parțial înnorat mâine. Temperatura maximă va atinge 20 de grade Celsius, iar minima de 17 grade Celsius. În Prahova, la Sinaia, mâine soarele își va face simțită prezența printre nori. Maxima zilei va fi de 15 grade Celsius, iar după miezul nopții va ploua ușor. La Predeal, în cursul nopții, vor reveni aversele de ploaie. Temperatura minimă va fi de 6 grade Celsius. Ziua, cerul va fi parțial înnorat. Și în Moeciu, cerul va fi parțial înnorat. Temperatura maximă atingă 17 grade Celsius, iar noaptea, în stațiunea montană, va ploua. Acesta a fost principalul jurnal al zilei. Ne puteți urmări și pe site-urile Canal Sud, Observator de Călăraș, și ne puteți asculta întotdeauna pe Radio Voce Scampi. Nu uitați, dacă ați fost martorii unor evenimente care pot deveni o știre, scrieți-ne la adresa de e-mail redacția@canalsud.ro sau pe pagina noastră de Facebook. Să aveți o zi bună în continuare, ne revedem și mâine!